Elevii claselor a 11-a de la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej au parte de o altfel de școală. În cadrul unui curs opțional, cursul de competențe mass media, elevii învață despre producătorul și consumatorul media. Sunt împărțiți pe grupe, iar cursul este mai degrabă unul practic decât unul teoretic. Deși vorbim despre un curs opțional care se desfășoară după amiaza, sala de clasă este plină, iar elevii participă cu entuziasm la orele profesoarei Smaranda Oargă. Au manuale, însă acest curs nu înseamnă să ia notițe și să dea teste. Discutăm despre ce este un mesaj, despre ce este publicitatea, despre funcțiile mediilor. La funcțiile mediilor, de exemplu, există și pe site niște imagini, îi pun pe ei să găsească informații, să-mi aducă bucăți de ziar, și pe urmă să le așeze în funcție de tipul de funcție pe care o îndeplinește știrea respectivă. Este un tip de curs altfel decât la școală. Chestia care m-am gândit că ar fi oarecum interesantă, dacă o să vă fac ideea, și ceva ce ați putea să faceți și care va fi și de folos. De ce frecventezi acest curs? Pentru că aș vrea să urmez o carieră în mass media, posibil, și este un curs interesant și pot afla chestii noi, pot învăța multe. Săptămâna aceasta elevii au aflat ce înseamnă să lucrezi în mass media și cum e viața unui jurnalist. Nu e ușor, însă munca nu pare să îi sperie. Acum parcă își doresc mai mult ca înainte să lucreze în acest domeniu, iar dacă e posibil, cu toți ar vrea să apară la televizor. Ce ți-a plăcut cel mai mult din tot ce ai aflat până acum? Din tot ce am aflat până acum, mi-a plăcut felul cum se comportă reporterii și în viața reală, adică influențele pe care le are meseria asupra personalității. Am aflat structura unei știri și a fost foarte interesant. Nu am știut că atâtea persoane se ocupă de o știre. Mi-ar plăcea și să fiu reporter și, bineînțeles, ca toate fetele, să prezint o știre, să prezint știrile. Au fost multe păreri despre această meserie pe care le-am avut și care, de fapt, nu erau adevărate. Mi-am dat seama că meseria de jurnalist nu este chiar atât de ușoară precum pare, că în spatele camerelor și a ceea ce vedem noi este foarte multă muncă. Și dacă ar fi să lucrezi în acest domeniu, ce anume ți-ar plăcea să faci? Să prezint știri. Profesoara Smaranda Oargă predă acest curs de aproape 7 ani. Entuziasmul și mulțumirea elevilor o motivează să continue. Am încercat să iau pulsul elevilor în momentul în care am decis să facem o pagină a cursului și, cum am precizat și în prezentarea cu care am început de fapt ora de astăzi, am primit la un moment dat un mail de la o elevă din prima generație care mi-a spus: nu mi-amintesc foarte exact toate temele pe care le-am făcut cu dumneavoastră, dar pot să vă spun că acum lucrez în jurnalism. O parte dintre rezultatele cursului de competențe în mass media sunt cuprinse pe un site. Se promovează astfel nu doar școala, ci și activitățile realizate cu elevii participanți la curs.